Membrii comunității lipovenești s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii într-un cadru festiv pentru a sărbători Ziua Femeii, dar și pentru o masă cu bucate tradiționale, prilejuită de lăsata secolului pentru carne, înainte de postul Paștelui. Pentru început, copiii pregătiți de profesoara de limbă rusă au pregătit un program artistic cu poezii și cântece rusești. Femeilor, mămicilor, bunicilor, sincer la mulți ani de ziua care a trecut, să le cunoaște și invit la fel și copiii să pună un cuvânt de la mulți ani mămicilor, bineînțeles în limba rusă, că de altfel nici nu cred că avem sărbare. Praznică vesmeze de apra pazra graiu și astea zdarovea veselia graiu. Pustata prinesoț dreadrea, noga ulegă, tepla izabra. Asta de tici ca sereni, vezi n-a fi codit vâncar și două. Ați săi duși și bați patră grei, mergi în arăt un jos pe zilu. Primăvara, anotimpul de naștere, al trezirii la viață, face din ziua de 8 martie ziua cea mai plină de feminitate, zâmbete și căldură sufletească. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătate și spiritul acestei zile să vă însoțească pe zile, și fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor florilor sale. Mie bași tot acu' e somnușca, tot acu' e lupăr, atingerea lumii și rușii lipoveni au pregătit masa pentru lăsata secolului până la cel mai mic detaliu. Și nu numai mâncărurile tradiționale s-au găsit pe masă, ci și băutura. Prezentăm și noi produsele gastronomice ale masei după tradiție. Și noi avem lăsata secolului de carne. Și legat de asta, pentru că lăsata secolului de carne, facem și de dulce. Pentru că duminica viitoare o să-i putem găsi pe toți și așa n-au venit suficient. Dar ne mulțumim și toată ta că sunt. Duminica viitoare deci e lăsată secolului de brânză și intrăm în post. O să rămân ceva prin vizit cu restul de brânză duminica viitoare, dar să spală bine și ceilalți. Viceprimarul municipiului a fost invitat la sărbătoarea comunității, acesta venind și cu o veste bună. Vor începe lucrările la canalizarea în cartierul lipovenesc. Vreau să vă anunț că se află în procedura evaluării. Licitația e pe final și în procedura evaluării pentru desemnarea câștigătorului licitației. Cred pentru care dacă lucrurile decurg normal și nu sunt sincopi în procedura asta, dar percep noi undeva cam în 3 luni de zile a trebuit să înceapă lucrările și aici în zonă, că, slavă Domnului, așteptăm de prea multă vreme investiția asta. Dar cred eu că de acum suntem... Eu sunt de acord. Promisiunea au fost, lucrurile au început să miște de așa manieră. Dacă în 6 luni de zile... Tot ce înseamnă în cartierul Lipovenești. Toate vor avea canalizare. Oamenii au degustat bucatele tradiționale, dar și câte un pahar de tărie, au cântat și s-au simțit bine. Menționăm faptul că obiceiurile rușilor lipoveni sunt strâns legate de sărbătorile religioase. Calendarul pe care îl respectă a rămas neschimbat, fiind cel iulian, decalat cu 13 zile.